Bun găsit! Ați văzut discuțiile de astăzi din emisiune dintre Deni, Viorel, Valentin, Raluca și toată Gașca. Eu n-am înțeles o treabă. De ce toată lumea după discuțiile acestea, bravo Valentin, bravo Valentin, că i-a luat apărarea Denisei și așa mai departe, că așa se face, că ce bărbat bun este el. Păi când au fost discuțiile astea legate de Gabriela și de toate, toată situația creată, nu a fost la fel de corect Valentin, adică nu prea l-am văzut să ia apărarea, sau, din potrivă, el, a fost cel care a lăsat de înțeles că e deblamat. Și ba chiar a criticat-o. Adică acum de ce? De ce să ia apărarea lui Denis Și pe Gabriela, când a fost cazul, nu prea a apărat-o. Eu înțeleg că cei care nu o suportă pe Raluca se bucură de, oricine, de orice contradicție între ea și o altă persoană din casă și se bucură când cineva îi dă peste nas Raluca e cum ar veni. Dar atât Valentin cât și Viorel mi se pare că au aceeași atitudine față de iubitele lor când fac cea mai mică greșeală și pentru orice gest sau greșeală le critică, le blamează sau lasă să fie uh, criticate, judecate și așa mai departe în public cum ar veni. Adică nu cred că e vreo diferență între ei. Mi se pare că nu prea sunt niciunul gentleman cu iubitele lor. Și Viorel a criticat-o deseori pe Deni pentru diverse lucruri pe care le face sau le spune și nu-i plac. Tot timpul i-a spus ce a avut de spus Valentin, la fel cu Gabriela. Deci sunt cam la fel situațiile și ele de obicei au tăcut și au înghițit, cum se spune. Și acum eu mă gândesc așa, dacă aici în casă unde sunt filmați non-stop ei se comportă așa cu iubitele lor, atunci afară cum o să fie?